Mamă, ce moment au avut! Foc, foc, foc! S-a luat în brațe, el o ținea foarte strâns, așa, într-o călaș. La un moment dat, eu uitați cât de frumos o ține în brațe. La un moment dat, fraierul se așează jos și o trage și pe ea. Să stea gen la el în brațe sau să fie la același nivel. Nu a tras-o cum a trebuit, a smucit-o. Evident că ea s-a tras. Și am avut impresia că îi dă și vreo palmă, dar nu i-a dat. El s-a ridicat imediat nervos și și-a luat cana aceea în mână. Fiuțar cana de râs. Aici este momentul. El stătea așa, a tras, dar a smucit-o, n-a tras-o cum trebuie. S-a enervat, s-a ridicat și a luat cana în mână. Dar am văzut că Maria știe să se scoate din situație. El când s-a ridicat era vizibil nervos. Și ea, gen, i-a făcut semn și i-a arătat ceva pe ringul de dans ca să-l scoate din stare, să nu-i rămână în starea aceea de nervi. Maria e super inteligentă, vă spun, o fată extraordinar de matură. Sper să nu se certe